Abuzul de antibiotice dăunează grav sănătății. Specialiștii lansează un nou semnal de alarmă. România se află pe locul 4 în Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de antibiotice. Așa arată un raport întocmit de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor cu ocazia celei de-a 10-a ediție a Zilei de Conștientizare asupra antibioticelor. Mai mult, potrivit experților internaționali, suntem țara cu cel mai mare procent de administrare a antibioticelor fără prescripție. Deși acest tip de medicamente se recomandă pentru tratarea infecțiilor și are efect doar asupra bacteriilor, mulți români apelează la antibiotice pentru a trata o banală răceală sau pentru viroze, situația în care antibioticul nu are niciun efect, ci dimpotrivă poate dăuna. Un alt pericol este și prescripția abuzivă de antibiotice din partea medicilor. În ambele cazuri, efectul negativ se reflectă în primul rând în creșterea numărului bacteriilor rezistente la tratament. Este o statistică îngrijorătoare, nu este primul an în care România ocupă primele poziții în ceea ce privește rezistența multor bacterii la antibiotice. Acest lucru se datorează, în primul rând, unui consum constant ridicat în țara noastră. Oricare de aici în sală, aveți pe dumneavoastră și în dumneavoastră de 10 ori mai multe bacterii decât propriile dumneavoastră celule din care sunteți constituiți. De 10 ori mai mult. Aceste bacterii sunt bacterii protectoare. În momentul în care dumneavoastră, eu, oricine ia un antibiotic fără rost, nu face decât să omoare din aceste bacterii care ne protejează. Abuzul și administrarea incorrectă a antibioticelor a devenit o problemă de sănătate publică cu consecințe severe, chiar cu decese. Specialiștii spun că peste 50% dintre români fac tratament cu antibiotice măcar o zi într-un an. Doar Grecia, Cipru și Italia ne întrec la consumul de antibiotice. Asta în timp ce țări precum Islanda, Finlanda, Suedia sau Danemarca au un consum foarte redus. Problema antibioticelor a devenit una mondială pentru că unele bacterii au dezvoltat o rezistență la ele, care uneori ucide pacientul.